Încă o persoană a decedat din cauza coronavirusului. Persoana era de sex feminin și avea vârsta de 74 de ani. Femeia a murit în decursul zilei de ieri și suferea de mai multe boli cronice. 20 de cazuri de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2 au fost confirmate în ultimele 24 de ore în județul Mehedinți. Persoana care a decedat ieri a fost confirmată cu COVID-19 în data de 9 iulie 2020. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 284 persoane se află în carantină la domiciliu sau locația declarată de acestea. 391 persoane sunt confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, 20 de persoane fiind înregistrate în ultimele 24 de ore. Din cele 391 persoane confirmate, 254 persoane sunt externate, 91 internate, 21 persoane se află izolate la domiciliu confirmate cu COVID-19 și 25 persoane decedate. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces la o persoană de sex feminin vârstă 74 de ani. Persoana a fost confirmată cu COVID-19 și internată în data de 9 iulie. În data de 22 iulie a fost declarat deces. Persoana de sex feminin suferea de mai multe afecțiuni cronice. Totodată menționăm că pe teritoriul nostru, de la începutul epidemiei, au fost testate 8.029 de persoane, dintre acestea 7.590 probe sunt negative, 391 probe pozitive și 48 probe sunt în lucru. În focarele declarate din județul Mehedinți, în ultimile 24 de ore în Strehaia, încă un caz a fost confirmat pozitiv, iar la fabrica de cablaje din Drobeta Turnu Severin, 4 persoane au fost declarate cu COVID-19. În județul Mehedinți au fost declarate 3 focare, dintre acestea două sunt declarate în data de 4 iulie și unul declarat în data de 13 iulie. În primul focar, declarat în data de 4 iulie, până în prezent sunt înregistrate 38 de cazuri de îmbolnăviri la persoane cuprinse între vârste de 9 și 75 de ani. Cel de-al doilea focar, la o societate din Drobeta Turnu Severin, până în prezent au fost înregistrate 16 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus, iar în focarul declarat în data de 13.07, de asemenea la o societate din Drobeta Turnu Severin, au fost înregistrate până în prezent 14 cazuri de îmbolnăviri.